Oricât de mare ar fi bogăția materială a unei țări și oricât de puternică ar fi puterea ei armată, în fața istoriei omenirii, acea țară nu va avea nicio însemnătate dacă nu va aduce lumii aportul ei literar, artistic și științific, spunea regele Carol al II-lea în discursul de recepție de la Academia Română. Astfel, înscriindu-se încă de la început în tradiția suveranilor europeni, membrii dinastiei române s-au implicat în viața culturală a țării de adopție. Au promovat arta, tradițiile și obiceiurile românești. Au creat instituții de cultură, i-au susținut financiar pe artiști prin achiziția lucrărilor de artă și prin bursele acordate pentru studii în străinătate. Arta era respectată. Casa regală știa foarte bine că un stat fără cultură nu are șanse de supraviețuire. Și întotdeauna un stat cu o cultură dezvoltată în timp ajunge și la prosperitate economică. Au încercat să susțină pe cât au putut artiștii talentați ai epocii. Ei au reușit prin mijloace extraordinare, vedeți, să o promoveze, să păstreze legături strânse cu mari artiști ai perioadei și Casa Ștorc este o dovadă în acest sens. Din păcate, multe dintre aceste informații s-au pierdut, mai ales în perioada comunistă, când nu au mai apărut în lucrările științifice, dar noi acum încercăm să le readucem în atenție. Istoria familiei artiștilor Ștorc începe pe plaiurile românești prin Carl, giuvaergiu și sculptor german, care se stabilește în Principatele Române în 1849. Mentor, model și părinte spiritual, își leagă numele de câteva premiere în viața artistică bucureșteană. În 1869, amplasarea primei statui în spațiul public, cea a spătarului Mihail Cantacuzino. În 1890, ridicarea primului monument închinat unei femei, monumentul Anei Davila, din curtea azilului Elena Doamna. Carl Ștorc a fost primul profesor de sculptură al Școlii de Bele Arte, fondată în București de către Teodor Aman. Între Casa Regală a României și familia Ștorc s-au stabilit legături foarte puternice. Carl Ștorc a fost chiar întemeitorul Catedrei de Sculptură de la Academia de Arte, a lucrat mult cu Carol I și cu Regina Elisabeta. Fiul lui Frederic a fost și el profesor la Academia de Arte și a fost foarte îndrăgit și foarte apreciat de Regina Maria. Dorind să se alăture tradiției pământene a domnitorilor ctitori, regele Carol I a restaurat mai multe lăcașuri de cult. Impresionat de frumusețea unică a bisericii de la Curtea de Argeș și pentru că aici s-a simțit cel mai aproape de cer, Carol I îl desemnează pe arhitectul André Leconte de Nuit să restaureze acest monument aflat în ruină, ce avea să devină peste timp criptă regală. În secolul al XIX-lea erau foarte la mod aceste expoziții internaționale, în care fiecare stat venea și expunea ce avea mai interesant. Această machetă a fost făcută pentru o expoziție internațională de la Paris. A fost o construcție foarte interesantă, expozițională. Mai sunt și fotografii și, în general, se mai reconstituiau aceste biserici și se prezentau publicului tocmai în ideea de a prezenta ce era mai valoros în țara respectivă. Cel care a fost desemnat să o realizeze a fost Carol Ștorc. Este de foarte mari dimensiuni, dar ea se încadra foarte bine în acel aranjament făcut pentru expoziția de la Paris. Prin frumusețea ei, în primul rând, prin simbolistica ei, prin faptul că întotdeauna a fost pe placul casei regale, Carol Pop de San Maria fotografiat-o. Are o legătură cu istoria casei regale și atunci, cumva firesc, a venit și această dorință de a se lega mai mult casa regală de acel loc.
tot pentru Casa Regală a realizat și busturile, de exemplu, al lui Carol I, pentru că ele erau cerute de instituțiile publice, decorau diverse încăperi oficiale și atunci existau comenzi foarte multe. Și a realizat, probabil tot la dorința reginei Maria, și busturile copiilor. Noi chiar avem în acest muzeu un mic portret al lui Carol al II-lea. Sunt legături foarte puternice stabilite între cele două familii, familia regală și familia Stork. Regina Maria iubea foarte mult arta, a susținut foarte mult artiștii, s-a implicat în acea asociație Tinerimea Artistică pe care ea o patrona, participa la aproape toate expozițiile, le aducea cu ea și pe principele Ferdinand. Frederic Stork era foarte activ în această asociație, căuta artiști tineri, păstra legăturile cu Casa Regală. Regina îl aprecia foarte mult pentru rafinamentul în execuția portretelor. El i-a realizat portrete foarte frumoase, unul se află chiar la Muzeul Stork. Este minunat. Era atunci principesă, cred, cu un an înainte de a deveni regină, în 1914. Dar acest portret are așa o demnitate, o solemnitate, este foarte simplu și aduce cumva cu portretele împărăteselor romane. Cecilia Cuțescu-Ștorc, pe de altă parte, soția lui Frederic Ștorc, a fost o artistă foarte apreciată și ea în perioada interbelică. Ea a fost prima femeie profesor la Academie de Artă. Catedra ei era de arte decorative, a reușit cu foarte multă ambiție să obțină. Nu a fost ușor, pentru că existau destul de multe prejudecăți. M-am simțit foarte mândră, pentru că era țara mea care luase înainte asupra celorlalte. După mine a venit în Germania Käthe Kollwitz. Da. Dar e adevărat că eu am fost și adântit și am vrut să mă achit cât se poate de conștiincios, am predat 25 de ani. Ea a realizat o parte din pictura de la Palatul Regal, Apologia Artelor Plastice Românești, și cumva era foarte legată de Regina Maria și prin faptul că a reușit să creeze o asociație a femeilor pictore și sculptore, așa s-a numit atunci, alături de alte două artiste importante ale vremii. Nu au realizat multe expoziții, au fost trei, dar la prima dintre ele a participat chiar și Regina Maria, în calitate de data aceasta și de patroană, dar și de artistă, pentru că știm, ea desena foarte frumos, avea niște desene spectaculoase în stil Art Nouveau. Când ești femeie, îți trebuie energia unui nebun și nebunia unui disperat ca să învingi toate piedicile pe care societatea le ridică în calea fetelor curajoase. Oare tipul cel vechi de fată, așa zis bine crescută, va mai dura multă vreme? Scria Cecilia Cuțescu-Ștorc în memoriile sale. Demnitatea de obicei să face o femeie lăptând un copil. Eu am preferat să fac maternitatea o femeie cu copil în brațe, formând un grup care eventual s-ar putea înscrie în forma unei triunghi, a cărei bază, repauzând pe pământ, vrea să arate stabilitatea acestui sentiment. Pentru că eu în toate tablourile urmăresc să dau o idee conducătoare, o idee forță, așa încât să nu fie numai un tablou de așezat pe perete, ci să fie un tablou care comunică cu spectatorul, identificându-se cu el asupra unei anumite probleme. Cecilia Cuțescu-Ștorc împreună cu sora ei, Ortanța Sadmari, soția pictorului Alexandru Sadmari, au fost într-adevăr două personalități feminine care și-au dorit foarte mult ca și femeile, de exemplu, să aibă acces la învățământ, femeile artiste, într-adevăr, să-și găsească și ele un loc în arta românească, au militat pentru acest lucru. Regina Maria le-a susținut și chiar în memoriile Reginei Maria sunt consemnate vizitele, de exemplu, ale Ortanței Sadmari la regină, care venea și îi cerea susținerea pentru anumite cauze.
Chiar regina îi face o descriere și spune, da, zice Hortensa, este o personalitate foarte puternică și foarte militantă. Deci tot timpul când venea în vizită se aștepta la ceva, la un comportament așa mai extraordinar, dar o aprecia foarte mult. O aprecia și pe Cecilia Cuțescu-Ștorc, în cartea ei, Fresca unei vieți, povestește că principesa Iriana a fost trimisă în casa Ceciliei Cuțescu-Ștorc pentru a lua lecții de desen. Cecilia Cuțescu-Ștorc îi face un portret foarte frumos și scrie că era un copil minunat, foarte frumos, foarte talentat și, într-adevăr, era o plăcere să facă aceste lecții de artă. Principesa Iriana, am înțeles că venea cam de două ori pe săptămână să facă aceste lecții. După terminarea Primului Război Mondial, când omenirea încă nu se dezmeticise pe deplin din vâltoarea suferințelor și a neajunsurilor, lumea artistică bucureșteană descoperea tihna zilelor calde și pline de liniște ale Balcicului. Să dăm cezarului ce al cezarului. Acolo un rol mult mai important, cred că l-a avut regina Maria. Ea și-a construit acolo o casă minunată, e cunoscută de toată lumea și pentru că se simțea minunat acolo, a încercat să aducă arta acolo, cumva acești artiști care au format în jurul acestui palat al reginei Maria un fel de colonie artistică. Acesta este atelierul meu. Totdeauna mi-a plăcut marea și lângă mare mi-am făcut totdeauna un atelier unde am lucrat cu cea mai mare plăcere. Familia Ștorc și-a construit acolo o casă foarte frumoasă, pe care în timp au mai și mărit-o. Acolo se vizitau artiștii între ei, aveau legături cu regina Maria. Legăturile au fost foarte strânse. Familia Ștorc prin alianțe, prin familia Țadmari, într-adevăr, acolo regina Maria a ajuns să descopere locul acela minunat. Alexandru Țadmari i-a indicat reginei Maria, se spune, acest minunat loc unde ar putea să vină și să-și găsească un cămin în care să aducă liniștea puțin. Și mi-a adus pe acești artiști. Erau peisaje foarte frumoase, lumea aceasta orientală, cu costume, ceva mai deosebit și, într-adevăr, acolo artiștii au mers foarte multă vreme. S-a creat chiar o adevărată școală de pictură de la Balcic. Bucuria mi s-a năruit în pustiu de dorul Balcicului și duhul nostru rătăcește de atunci fără încetare prin acele locuri, alături cu vântul nopților senine și al celor furtunoase, tânguindu-se împrejurul clădirii sau în vârtejul frunzelor de nuc îngălbenite, în bazinele secate și pe cărările pustii, își amintea Cecilia Cuțescu-Ștorc după desprinderea cadrilaterului de lângă patria mamă.